Salut, Șervu! Aveți 2 minute să vorbim ceva? Normal, dar ușa mea este întotdeauna deschisă. Hai, intră și închide ușa. Ia spune, Andrei, cu ce te ajut? Șeful, nu cu mare lucru. La mine toate bune. Foarte bine, avem mult de muncă. Hai să continuăm. Avem treabă, da, avem multe rapoarte, avem tot felul de chestii de făcut. Faza e că pe 13 iulie trebuie să mă duc acasă în Suceava, că trebuie să sting un foc. Aoleu, ce foc? Păi, acum un an, fix pe 13 iulie, i-a luat casa foc unei vecine de-a lui bunica mea, săraca. Și acum mergem cu toți acolo să păzim să nu se mai repede. Mă, tu vrei să mergi la Electric Castle, nu? Electric? Ce treabă are castelul cu electricitatea, șeful? Nu, eu vreau să stau la muncă pentru că avem multă treabă, cum ați și spus. Trebuie să facem rapoarte, trebuie să facem tot felul de chestii. Și aș face asta cu mare drag, dar numai că dacă n-ar fi focul ăla. Dacă o să fie foc, o să-l rezolve pompierii. Pompieri, da. Că, da, că aia e și treaba lor până la urmă. Eu am nuntă. E nunta unui frate, se căsătorește. Uite, mă uit la CV-ul tău, ești singur la părinți. Eu da, dar el nu e. Nu e fratele meu. E fratele lui... sora sa. Ideea e că e o nuntă mare, frumoasă. Bun, pe 13 ești liber, da? Știam eu, șeful, că pot să am încredere în noastră. Pe 14 ești la muncă, da? Dar asta nu se poate, șeful, că ea sunt o familie de aia, pe stil vechi, e o familie obsedată de basme românești. 3 zile și 3 nopți durează nunta la ei. Și numai bine, plec și eu miercuri, ajung joi, stau vineri, sâmbătă, duminică, weekend și după aia de luni mă întorc pentru că avem multă treabă. Mă, de ce nu vrei tu să recunoști că vrei să mergi la festival? Nu, Doamne, ferește, șef, dar de unde și nu există așa ceva. N-ai tu treabă, nu? Da, ieri aveai tricou cu Gorillaz, nu? Așa aveam. Păi dacă mi l-am plătit bunica mea. Dar eu o fi afană. Nu știu. Eu... ce era să fac? Să o supăr pe bunica mea să nu-l port? Lasă vrăjeala, că în iulie avem foarte multă treabă. Da, avem o grămadă de treabă, da. Mi-ați și zis. Dar v-am spus de operație, nu? A cui operație? Cum ți-a cui? Operația mea? La ce te operezi? Mă operez la... îmi scot apendicele. A, odată pe lună tu scoți apendicele. Ai uitat că mi-ai zis și luna trecută la fel? Păi, a crescut la loc? Toți doctorii au spus că e un miracol medical. Păi te rog frumos să termin cu prostiile, că avem foarte multă treabă. Avem, da, avem multă treabă, într-adevăr. Dar v-am zis de bătrânica de la mine din bloc, pe 13 trebuie să meargă să-și viziteze nepotul. Așa, foarte bine. Și? Păi cum și? Cine o trece strada? Vrei să o treci tu strada? Aș vrea. Bine, te duci, o treci strada și după aia te întorci la muncă. Păi dar nu se poate, șefu, că nepoțelul ăsta în Oradea. Păi durează mult, păi eu gândește-te câte străzi sunt de aici și până în Oradea. Sunt sute de străzi, mii de străzi sunt. Și înapoi sunt mai multe. Bă. Tu vrei la festival. Șef, tu nu, eu maxim vreau la un concert de muzică populară și alea nici nu încep până în septembrie. Și până în septembrie, nu vrei tu să te duci la tine la birou și să muncești ceva? Mă duc, dar cum să nu mă duc? Mă duc, dar trebuie să vă spun că pe 13 merg să-mi scot gipsul. Ce gips? Unde ai gips? Păi nu, n-am încă, dar trebuie să-l pună. Poți să fie oriunde. Înțelege. Nu poți să mergi la festival în timpul săptămânii. Șeful, dar nici în vis nu m-aș duce. Faza e că pe 13 iulie trebuie să vină muncitorii să-mi verifice caloriferele. Caloriferele? În iulie? Păi de-aia vin, că și ei s-au mirat. Cum, domnule, în casă am 40 de grade și caloriferele gheață. Bă, te rog frumos, ieși afară și du-te la muncă. Mă duc, da, mă duc. Duc la muncă. Dar chestia e că... chestia e că dacă mă mai îmbrobodești odată cu minciuni de astea, te trimis să muncești de pe teren de mâine. Și am văzut eu un teren lângă Cluj. Este extraordinar. Merg pe 13 iulie că am vizionare acolo. Odată, dacă mai zici ceva, te dau afară. Au, șeful? Dar dacă recunosc că mă duc la festival, mă lași? Pregătește-te că mergem împreună de pe 12. Și ai grijă că tu conduci. Păi da, șefă, dar tu nu poți să vii, că în iulie avem multă treabă.